Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Psihologia modernă împarte părțile creierului în trei componente: conștient, subconștient și inconștient. Astăzi ne vom opri asupra subconștientului, acea forță a minții care preia gândurile și le materializează. Cum lucrăm cu subconștientul, ne va spune invitata mea de astăzi, Ramona Popescu, explorator spiritual. Ramona, bine ai revenit în platoul nostru. Bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Oamenii de știință au ajuns la o concluzie foarte interesantă. Subconștientul este mult mai puternic decât conștientul și este cel care are ultimul cuvânt. Așa este, corect. Și dacă avem răbdare să urmărim în realitate cum se întâmplă acest proces, primim și confirmări. Se spune că marele secret al tuturor geniilor este că au accesat aceste puteri ale minții subconștiente. Cum accesăm subconștientul? Cum lucrăm cu el? Este important, în primul rând, să-l tratăm corect. Pentru că, de multe ori, subconștientul a fost considerat acea parte din noi mai tenebroasă, puțin cunoscută, pe care o accesezi prin intermediul specialiștilor, pentru că acolo sunt lucruri delicate care pot să-ți afecteze echilibrul. Să-ți bulverseze existența. Exact. Da? De fapt, lucrurile nu sunt chiar așa și pe măsură ce oamenii avansează, civilizația noastră evoluează, începe să descopere mai multe lucruri interesante despre om în general. Cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât putem să folosim ceea ce suntem, în primul rând, și ceea ce avem, într-un mod mai eficient, care să ne transforme viața. Subconștientul este, dacă vrei, partenerul nostru. Este acea parte din noi care deține forța necesară materializărilor. Ce înseamnă materializare? Este o întrebare destul de frecventă. Da. Materializare, din punctul meu de vedere, înseamnă să transformi în realitate un obiectiv. Fie că îl transformi într-o realitate fizică, îl transformi în ceva fizic, construiești o casă, o vezi cu ochii tăi, o atingi, fie că dezvolți un proiect sau o afacere care nu este neapărat tangibilă, dar este o materializare, este o transformare în realitate. O faci să se întâmple real, fie că fizic, fie non-fizic. Totul începe de la o idee. Totul începe de la o idee. Cu care idee trebuie să lucrăm? Da. O idee, nu am mai vorbit despre acest lucru, o idee care e important să fie foarte clară. Ce-mi doresc? Ce înseamnă exact ce-mi doresc? Adică înțeleg exact ceea ce-mi doresc? Sau mi este neclar? Și în momentul acela, tu antrenezi energii care încep să lucreze. Acesta este conștientul tău. Este acea parte rațională din tine care, de altfel, te ajută să supraviețuiești în această realitate. Dacă n-ai avea conștient, ar avea alții grijă de tine, să spunem. Dacă n-ai fi conștient de tine, de ceea ce ești, de ceea ce poți să faci. În momentul în care conștientul dă o intenție, subconștientul, în mod automat, începe să lucreze. O preia, da? Automat. O preia și n-o preia. În ce sens? În subconștientul nostru avem tot bagajul nostru de programări, de convingeri. Eu cred că este greu, mai vorbeam, în ziua de azi să-ți iei o casă, mi-aș dori o casă. Asta este o convingere care nu stă în conștient. Conștientul a creat-o în urma unor experiențe personale sau experiențe pe care le-au avut alții în jurul tău, iar tu ai tras concluzia și ți s-a părut corect. Da? E, acea concluzie în care tu ai crezut într-adevăr s-a dus în subconștient. Tu când îți pui intenția să ai o casă a ta, subconștientul, în mod automat, scotocește în sacoșa aceea cu convingeri legate de ceea ce vrei tu, de ceea ce vrea conștientul, și începe să antreneze, să angajeze, dacă vrei, legile spirituale, legile care fac lucruri să se întâmple. Și aici vorbim despre legea atracției, despre legea rezistenței, despre legea atenției. Da? Deci el are energia necesară materializării. Degeaba conștientul tău spune vreau o casă, dacă subconștientul rulează convingeri care sabotează această idee.
tu conștient spui vreau o casă și subconștientul rulează convingerea că e greu în ziua de azi să ai o casă. Ce și va face? Este mai puternic decât conștientul. El este mult mai puternic decât conștientul și atunci el ți va arăta în multe feluri că este greu în ziua de azi să ai o casă și încep să ai probleme, să obții credite, tot felul de ai neîncredere, se materializează tot felul de situații în care ție ți apar piedici, blocaje și așa mai departe. Important este să-l ai de partea ta, adică să ai convingerile acolo în el care să ofere suport intențiilor pe care le are conștientul. Așadar, subconștientul putem spune că este cumva neutru, preia și sugestiile pozitive și pe cele negative. El ia ceea ce crezi tu că este real, indiferent dacă este bine pentru tine sau nu, indiferent dacă este constructiv sau nu. El nu are discernământ. Subconștientul nostru nu are discernământ. Conștientul are discernământ. Subconștientul are însă energia aceea de la rachetă care o împinge către spațiu. Degeaba creezi tu racheta dacă n-ai energia care să o trimită. Acea energie este deținută de subconștientul nostru. Conștientul așadar nu știe ce este în subconștient și totuși cum ajungem acolo? Cum identificăm aceste convingeri, aceste programe care rulează și ne sabotează? Câteodată știi ce ai în subconștient. Știi pentru că realizezi tu cam ce convingeri rulezi referitoare la diferite situații cu care te confrunți în viața de zi cu zi. Asta presupune să fii, dacă vrei să fii vigilent. Dacă te uiți în exteriorul tău, vezi ce convingere ai în subconștient, cu alte cuvinte. Desigur, pentru că subconștientul materializează în realitatea ta tot ce are el acolo adunat. Tu, conștientul, ești un grădinar. Subconștientul este solul în care grădinarul sădește. Da? Tu poți să pui crin imperial, tu poți să pui ce flori îți dorești tu, dar s-ar putea să mai ai și niște buruieni. Solul nu va face diferența între o buruiană și un trandafir, el va permite tuturor semințelor, dacă vrei, să crească. El nu are acest discernământ, este datoria ta, a conștientului, să fii atent la ce lași, la ce obiceiuri, la ce tipare de a gândi determini care să se ducă în subconștient. Și sunt multe modalități prin care poți să lucrezi cu subconștientul. Există foarte multe terapii, foarte multe practici, să le spunem, nu neapărat terapii, că nu ești bolnav. Da? Modalități de a te cunoaște și de a cunoaște ce este în subconștientul tău. Există anumite momente în care poți lucra mai ușor cu subconștientul? Îi poți da sugestii mai ușor? Da, pentru că există și practici. Când ești relaxată, de exemplu, poți să dai sugestii foarte ușor subconștientului. Însă, întotdeauna va avea putere de programare în subconștient ceva în care tu crezi. Dacă tu crezi foarte puternic într-o idee, ai transformat-o într-o, dacă vrei, într-o programare, să-i spunem așa, că e mai simplu, în subconștient, pe care l-o va rula cu orice ocazie te vei întâlni tu, care să aibă legătură cu acea convingere. El nu-ți rulează orice. Se vorbește foarte mult în ultima vreme despre puterea afirmațiilor, exact da. Ceea ce spuneai tu. Cum lucrăm cu aceste afirmații astfel încât să le ducem acolo în subconștient și ele să ne schimbe realitatea? Din punctul meu de vedere este simplu și complex în același timp să lucrezi cu afirmațiile. Cea mai importantă regulă în lucrul cu afirmațiile este să crezi în ele. Degeaba iei o carte plină de afirmații și o citești ca un robot dacă tu nu procesezi informația aceea prin conștiința ta, prin nivelul tău, prin ceea ce ești tu în momentul acela ca evoluție. De multe ori, hai să o luăm altfel, că poate o să fie mai simplu. Tu spui o intenție, că vrei să faci un lucru. Da? Deci vrei să materializezi ceva. În secunda 2, într-un mod automat, îți vor veni în minte convingeri de la subconștient, apropo de cum afli ce ai prin subconștient, care ți vor spune informații, îți vor da informații. E greu în ziua de astăzi să iau o casă sau e o idee minunată, în sfârșit e timpul să fac și eu acest lucru. Pot să fac asta pentru că pot și alții să fac acest lucru, pentru că tot omul are o casă într-un fel sau altul. Eu vreau să încerc un pic mai mult. Da? Deci îți vin în minte, îți vin în atenție, în conștient,
niște informații și tu în momentul acela le analizezi. Mă ajută convingerea asta sau nu mă ajută? Sau e optimistă sau pesimistă? Sau e constructivă sau neconstructivă? Dacă se zice că este neconstructivă, aceea va materializa. Inclusiv, adică tot ce e în subconștient va materializa, dar dacă este neconstructivă, aceea te va sabota. Și atunci e important să lucrezi cu ea. E greu în ziua de azi să ai o casă, da? Și atunci tu poți ai tendința să te duci către exemplele care îți demonstrează că e greu în ziua de azi să ai o casă, dar alege și exemplele în care vezi că este ușor în ziua de azi a să iei o casă sau este normal, este un proces firesc, ok? Nu-ți pică în cap casa, știi? Nu-ți vine așa deodată cu aripioare. Se poate întâmpla să ai o moștenire, să ai, da? Dar, în general, faci niște pași în realitatea fizică pentru a obține casă și te uiți la exemple care să te ajute și tragi concluzia, dar într-un mod autentic în care să crezi într-adevăr că, da, pot să iau o casă, după care creezi o afirmație. Da? Este momentul potrivit pentru mine să am casa mea. Îți dau un exemplu. Da? Și mergi cu acea afirmație 21 de zile, de obicei cam la același, în același interval orar, pentru a o transforma într-o convingere care să te ajute în procesul de a-ți materializa o casă, fie că o cumperi, fie că o construiești, da? Fie deci că o primești... Da, așadar este important să le ferim de sugestii negative. Da, iar când lucrezi cu afirmațiile, este important să crezi în ele. Nu crezi în ele, îți pierzi timpul. Pentru că dacă tu ai în interiorul tău convingeri mai puternice, dacă n-ai reușit să combați, să transformi acele convingeri neconstructive în ceva constructiv, acelea vor fi oricum mai puternice decât afirmațiile pe care tu le dai și în care nu crezi. Hai să vorbim puțin despre puterea și rolul subconștientului în relațiile din viața noastră. Vorbim aici de orice fel de relații, de prietenie, de cuplu, de familie și așa mai departe. Cum ne ajută prietenul nostru subconștientul să avem relații armonioase? Prietenul nostru subconștientul te ajută în orice în viața ta, nu doar în relații. Întotdeauna în funcție de ceea ce deține el acolo. Apoi mai este un lucru pe care putem să-l spunem în ceea ce privește relațiile. Cea mai importantă relație din viața ta este relația pe care o ai cu tine. Dacă tu îți oferi ție lucruri într-un mod armonios, te iubești pentru ceea ce ești, te admiri, te apreciezi pentru că tu ai fost întotdeauna lângă tine și când ai căzut și te-ai ridicat și când ai fost în lumina reflectoarelor, să spunem, și ai fost admirată. Dacă tu ți-amintești că ești cel mai bun prieten al tău, ești cea mai bună prietena ta, ești cea mai importantă ființă prezentă întotdeauna în viața ta și ai o relație constructivă, frumoasă, armonioasă cu tine, atunci acest set de principii și valori pe care le ai despre tine se va materializa în realitatea ta, în toate relațiile pe care le ai. Tu ai lipsă de respect față de tine, vei materializa prin subconștient, subconștientul va rula ce are acolo, va rula materia primă, de bază, care pleacă din relația ta cu tine. O va rula în oameni care vor veni în viața ta și care vor fi oglinzi ale tale. Și oglinzi, relațiile cu ei vor fi oglinzi ale relației pe care tu o ai cu tine. Deci tot la a lucra cu subconștientul nostru ajungem, indiferent că vorbim despre o materializare a unui proiect, a unei relații, despre orice. Se spune că subconștientul nostru deține toate soluțiile. Cum accesăm acea soluție? La orice problemă. Eu nu sunt atât de sigură că el deține toate soluțiile, pentru că tu ai vorbit despre subconștient, ai vorbit despre inconștient, dar n-ai vorbit despre supraconștient. Care în este... psihologie, supraconștientul este considerat inconștientul. Vorbeam plecând de la supraconștientul, supraconștientul, pentru că este foarte des utilizat în ziua de astăzi, este acea parte din noi care accesează experiențele pe care le avem în realități paralele, în vieți trecute, dinspre aspecte superioare ale noastre. Și poți primi dinspre ele
acea înțelepciune pe care conștientul tău poate nu a obținut-o încă într-un mod conștientizat, da? Și subconștientul nu știe să o materializeze pentru că el deține ceea ce îi transmis tu conștientul. Însă, dacă vrei, în timpul somnului, noi ne pierdem în lumea visului, să spunem așa frumos, poetic și simplu în același timp. Ce se întâmplă în lumea visului? În timpul somnului, că visul îl visezi, nu visezi, amintești, nu ți amintești, în timpul somnului, partea ta de conștient se pierde în conștiința ta generală, care e ca o portocală, iar conștientul este o felie. Conștiința ta generală, superioară, care e conectată și cu alte euri ale tale și cu trecutul tău, acolo găsești cumulată înțelepciunea ta, adunată din toată evoluția ta. Și ai tot felul de experiențe. De aceea vedem că în timpul, dacă visăm, unele lucruri nu se întâmplă ca într-o realitate fizică, ți-ai pus o intenție să faci ceva în vis și se întâmplă, nu te vezi mergând cu autobuzul să ajungi nu știu unde ești acolo, cum ți-ai pus intenția, se întâmplă multe. Dar tot în timpul somnului putem să primim foarte multă călăuzire, informație dinspre noi, dar dinspre acel plan complex profund al nostru pe care nu-l conștientizăm neapărat. Iar subconștientul este partea din noi care încearcă să decodeze, decodează, decodează, pentru că este foarte apropiat de conștient și decodează cât știe și cât poate. Iar tu ți-amintești în vis cât a știut acel subconștient să decodeze din experiența pe care ai avut-o. Când experiența este prea profundă, este prea greu de tradus, este posibil să nu-ți amintești ce ai visat. Pentru că subconștientul va avea nevoie de timp să ruleze informația, să o decodeze într-un alt timp. Și să o transmită conștientului. O va transmite întotdeauna conștientului, iar tu vei avea ori stări de deja vu, ori de cunoaștere, știu să fac lucrurile astea, dar că de multe ori le-ai primit în timpul somnului, dar nu au fost decodate suficient de bine, în așa fel încât conștientul să le înțeleagă. Deci da, într-un fel sau altul poți să spui că subconștientul te ajută în soluții pe care le poți primi, dar integrat cumva. Oricine primește aceste informații sau trebuie să ai, nu știu, niște abilități? Nu, eu cred că oricine are experiența experiența lucrului cu subconștientul, dar într-un mod neconștientizat, să spunem așa. Așa cum toată lumea materializează, toți materializăm în viața noastră. Fie că suntem conștienți, fie că nu suntem conștienți. Cei mai mulți inconștient. Inconștient. Și tu pui în baza în seama altor lucruri materializările, că așa a fost să fie, că așa e soarta, că așa e... Da? Dar tu, de fapt, materializezi tot ce ai în bagajul tău, în funcție de intențiile pe care le ai în viața de zi cu zi, tu materializezi tot felul de situații în funcție de ce ai tu prins acoșă pe acolo. Convingeri. În general, omul are tendința să trăiască pe pilot automat. Nu stă să oprească puțin, să vadă, am o intenție, vreau să fac un lucru, ia să văd ce gânduri îmi vin în minte, deci ce rulez, ce are subconștientul meu în bagaj și să lucrez un pic cu ele. Nu prea stăm să facem lucrul ăsta, dar ne dorim rezultatele rapid și rapid, da. Și frumos și... Aș vrea să mai dăm un exemplu, pentru că și medicii spun că un om care nu vrea să se însănătoșească, să se vindece, nu se vindecă. Cum ne-ar putea ajuta subconștientul, cum lucrăm cu el pentru îmbunătățirea stării de sănătate, pentru însănătoșire, spre exemplu? Eu cred că noi ne vindecăm singuri. Avem această capacitate. Da, avem această capacitate, pentru că tot noi avem capacitatea să ne și îmbolnăvim. Să ne creăm boala, da? Da. Deci noi ne creăm boala, noi putem să determinăm procesul de însănătoșire în multe modalități, de la o modalitate simplă până la una extrem de complexă în care ajungi să materializezi în corp fizic vindecarea pe care ar determina-o poate un chirurg. Nu am ajuns acolo. De ce? Pentru că este important ca să ajungi acolo să ai o așa încredere în puterea ta interioară și în acea divinitate din tine, încât să poți să transformi fizic, deci materia, corpul fizic. Dar mă duc la un medic și am încredere în el. În momentul acela
toată energia mea este, dacă vrei, direcționată spre un proces de de însănătoșire. Mă duc la un medic și n-am încredere în el. Nu-și face tratamentul, nu-și face efectul la fel de repede, poate, de eficient, ca atunci când crezi în omul respectiv, crezi într-un medicament, placebo. Aș vrea să ne spui acum care ar fi relația ta cu subconștientul. Cum lucrezi tu cu subconștientul tău? Dă-ne un exemplu ca să înțelegem. Relația mea cu subconștientul este una foarte frumoasă. Îl numesc prietenul meu subconștientul, pentru că atâta timp cât tratez așa o parte din mine, în momentul în care voi lansa către univers o intenție, voi avea conștientul care vine cu intenția și voi avea subconștientul care va oferi suport. Voi face lucrul ăsta cu toată ființa. Știi că se spune că atunci când îți dorești ceva cu toată ființa sau când crezi în ceva cu toată ființa, se întâmplă lucruri. Dar ce înseamnă această toată ființa? Înseamnă să ai o uniune între intenție și suportul care asigură materializarea intenției. Și atunci pentru mine subconștientul nu este o parte de acolo de undeva, este o parte din mine, mi se pare firesc să comunic natural și simplu și direct cu subconștientul meu, pentru că eu comunic cu mine mai bine decât poate cineva din afară să comunice cu mine. Și atunci este prietenul meu subconștientul. Pentru tine subconștientul este un prieten, dar iată, sunt foarte multe cazuri în care subconștientul ne sabotează, da? Adică nu e un foarte bun prieten, trebuie să legi o relație de prietenie cu el și aici avem de lucrat. Și aici, da, este vorba despre acea vigilență pe care am precizat-o mai devreme, știu, pare atât de simplu. În teorie, da, în practică e puțin mai greu. Și în practică este, puneți orice fel de intenție în minte, vreau să plec într-o vacanță nu știu unde, vezi ce-ți vine în minte imediat, el îți arată tot timpul, este parte din tine, îl comunică mereu cu tine, îl comunică în vis cu tine, apropo că am vorbit decât de o parte din vis, dar de exemplu, tu ești prins în activitatea de zi cu zi. Și treci prin tot felul de situații, te superi, te enervezi, suferi, te bucuri, ești într-un proces de vindecare, conștient, iei un tratament și așa mai departe și în timpul somnului visezi lucruri. Subconștientul îți poate da o altă parte de comunicare cu el, îți poate da, dacă vrei, status la ce rulează în el. Poți să ai coșmar. Coșmarul este, din punctul meu de vedere, un medicament. Este asta un tratament. Că se eliberează ceva pentru de acolo? Că te eliberezi de niște tensiuni energetice pe care nu le poți exprima în mod conștient în timpul zilei. Nu vrei, nu poți, sunt alegeri. Și totuși nu atunci, temem de coșmar. Da, pentru că experiența, coșmarul, când vorbim despre coșmar, vorbim despre o experiență neplăcută. Se materializează frica ta. Știu eu, se întâmplă o situație în care ți-e foarte teamă, da? E o situație care nu-ți place. De fapt, acolo îți vin temerile, fricile, care caută o modalitate, pentru că ele sunt niște energii care au nevoie să iasă. Și din punctul meu de vedere, coșmarul este o binecuvântare, pentru că te ajută să te eliberezi de anumite, dacă vrei, energii stagnante și care țin în tensiune tot corpul, toată energia ta. Am auzit foarte mulți oameni care, povestind aceste vise, aceste coșmaruri, se temeau să nu fie cumva premonitorii. Visele premonitorii sunt cu totul altceva? Da și nu. Pot fi sau pot să nu fie. Însă eu recomand oamenilor să vadă tot ce se întâmplă în vis ca o modalitate de a comunica, ca o modalitate a subconștientului de a le comunica în felul său lucruri. Poți, de exemplu, îți poate veni în atenție prin intermediul unui vis o frică pe care tu o ai, care rulează, de exemplu, și care, de care nu mai ești conștientă. Da? Ea poate să-ți vină în atenție și tu să spui, deci asta, uite, asta este o frică pe care o am, ia să cercetez eu mai bine conștient, mai profund, să văd o am în realitate, de unde provine, ce a determinat-o, m-a ajutat cu ceva situația respectivă, pot să învăț, pot să transform, pot să vindec această frică. În alte situații, de exemplu, poți să ai un
experiența unui proces de însănătoșire. Și aici aș vrea să, asta este părerea mea și întotdeauna o să o susțin pentru că cred în ea, da? Visul este o modalitate foarte personală de comunicare dintre subconștient și conștient, dinspre supraconștient și conștient, pentru că în vis primim și călăuzire, primim foarte multe lucruri. Dar dacă ne uităm doar la partea de subconștient cu conștient, este o modalitate foarte personală. Ceea ce visezi are un sens foarte personal pentru tine. Ceea ce pentru tine poate avea sens. Eu dacă visez, de exemplu, apă, se spune în general că apa înseamnă emoții. Bun, și pentru mine înseamnă emoție. Dar mie îmi place apa. Mie îmi place să înot în apă. Eu dacă visez apă, pentru mine este o relaxare. Dacă visez o apă limpede, pentru mine înseamnă un proces de vindecare. Dacă visez o apă tulbure, am o ușoară teamă. Deci eu am niște temeri pe care le rulez. Da? Dar, un om, alt om, poate să aibă frică de apă. Și pentru el, indiferent cum arată apa aia în vis, că e limpede, că e tulbure, că e agitată sau e lină, o să fie un coșmar. Și atunci este important să încerci să înțelegi ce înseamnă pentru tine visul acela. Ce semnificație are, da. Da, care este semnificația personală, nu ce scrie în general. Pentru că el pentru va că folosi... Sunt o mulțime de cărți care... Da, știu, te pot ajuta viselor cu anumite repere, dar eu mă bazez pe faptul că acea parte din tine comunică cu altă parte din tine într-un mod pe care ambele îl cunoașteți. Când tu primești informații de la subconștient referitor la apă, este foarte clar ce înseamnă apa pentru tine. Nu-ți vine cu altă semnificație a ceea ce înseamnă apa. Deci este o altă modalitate în care, prin care poți să te conectezi cu subconștientul tău, bineînțeles atunci când se întâmplă, când îți amintești visul, când... Ne conectăm așadar cu subconștientul în somn. În stare... Și în stare, și în stare de veghe, da. Atunci când ești atent, pui intenția să vezi ce este în el, ești atent efectiv la ceea ce îți vine în minte atunci când emiți ceva, pentru că el reacționează automat. El nu stă, stai puțin că acum este după masă, mă odihnesc. Stai că, apropo de asta, subconștientul nu doarme. Nu doarme niciodată. Da? Noi când dormim, e conștientul nostru care stă odihnit, subconștientul rulează. El este cel care te trezește când intră cineva în cameră. Tiptil. Acea prezență pe care te trezești sau când cineva stă și se uită la tine, da? Deci nu face o gălăgie anume, tu deschizi ochii. Este subconștientul care te trezește. Subconștientul poate să fie alarma ta de dimineață. Îți pui intenția seara să te trezești, să ai un somn odihnitor. Să te trezești la o anumită și să te trezești oră. La ora 6. Tu puneți alarma la 6 și 5, la 6 și 7 minute. Și te trezi mai devreme. Și vezi, fă un test. Poate nu iese din prima, pentru că poate nu ai suficient de multă încredere în relația pe care o ai. Dar poți să ai ocazia să vezi ce înseamnă să lucrezi cu subconștientul de pe altă poziție, de pe poziția de prieten, de partener, pentru că subconștientul nu este mai jos decât conștientul. Este la același nivel, dar fiecare face lucruri diferite. Ai supraconștientul care îți vine cu înțelepciunea, îți vine cu acea perspectivă de a aborda o situație într-un mod superior, da? O transmite conștientului, conștientul o procesează, pune intenția și se activează a treia parte, subconștientul, care începe să lucreze cu legile, cu energiile universale, pentru a materializa ce are el vis-a-vis de ceea ce ți-ai propus tu. Deci întotdeauna să ne amintim că orice ne propunem, subconștientul va rula ce are el în bagaj, nu intenția ta. Conștientă. Conștientă, da. Și pentru că mi-ai stârnit curiozitatea, mai devreme spune că în vis primim tot felul de informații din niște lumi subtile, da, niște lumi, da, superioare. Nu mai avem timp astăzi să discutăm acest subiect, tocmai de aceea vreau să-ți mult promisiunea că vei reveni și vom cu mare drag dezbate și cu subiectul drag acesta. Îți mulțumesc tare, tare mult și mulțumesc mult succes! Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă, pe curând!